ar trebui ca toată producția pe care o fac, laptele care este de înaltă valoare, să nu înaltă valoare nutrițională și mai ales din punct de vedere al conținutului în vitamine și în vitaminele esențiale, este lapte produs cu fân. Este cel mai valoros produs din gama produselor lactate. Dacă vedeți țări precum Elveția, cel mai scump laptele este laptele produs din fân, în care nu se utilizează în hrana animalele silozuri, silozi de porumb, silozi de ierburi. Alimentația este strict cu fân și animalul și gustul laptelui este altul și culoarea laptelui este altul și este un lapte plin, bogat în vitamine, bogat în proteine și bogat în calciu și, bineînțeles, în producerea lui, dacă vedeți, respectă întru totul bunăstarea animalelor. Care ce animalele noastre sunt libere, cum le puteți vedea, ele sunt libere și pe timp de iarnă. Obiceiul la noi este să fie libere, de obicei stau și mănâncă fânul pe zăpadă, nu necesită extraordinar de mari investiții și atunci acest gen de producție răspunde cel mai bine acestui deziderat de bunăstare a animalului. În studii făcute la nivelul pășunilor, au scos la iveală faptul că avem încă cea mai diversificată floră, ca și floră în compoziția. Există pe un metru pătrat, încă poți identifica câteva zeci de specii, ceea ce nu mai există în țările. Prin intensivizare, acest lucru a dispărut. Și în această floră găsești cu adevărat o grămadă de plante medicinale și o grămadă de plante aromatice, care, bineînțeles, transferă aroma în lapte.